Studenții sunt alături de tinerii care se zbat între viață și moarte după ce au trecut prin iadul din clubul colectiv. Impresionați de suferințele răniților, studenții din Cluj-Napoca s-au prezentat la un centru mobil pentru a dona sânge. Directorul Centrului Regional de Transfuzii Cluj, Adriana Simea, a declarat că luni s-a înregistrat un număr dublu de donatori de sânge față de o zi obișnuită, iar o parte dintre ei donează pentru victimele din București. Sunt însă și persoane care donează pentru urgențele medico-chirurgicale și pentru bolnavii cronici din județul Cluj. Pentru că ne pasă de oameni și pentru că vrem să fim alături de ei. Mă gândesc că dacă la Cluj s-ar fi întâmplat același lucru și tinerii din București s-ar fi făcut asta pentru noi. Eu chiar încurajez ca cât mai multă lume să meargă, să doneze, să ajute, să doneze sânge, să doneze bani, fiecare după posibilități. Și la Timișoara a crescut numărul donatorilor de sânge. La centrul de transfuzii s-au prezentat luni cu aproximativ 100 de persoane în plus față de cei 70-80 de donatori care merg zilnic la instituție, majoritatea fiind tineri. Aceeași mobilizare s-a înregistrat și la Galați, unde sute de persoane s-au prezentat încă de la prima oră pentru a dona sânge. Și în alte orașe din țară, numărul donatorilor de sânge a crescut semnificativ după tragedia din clubul colectiv.